faceți, domnul Mazăre? Cum vă simțiți în libertate? Cum este aerul libertății? Vă dau o singură declarație. Nu mă mai interesează nicio formă viața publică. Nu mă mai întrebați ce a fost, nu mă mai întrebați ce voi face, pentru că nu mă mai interesează. Domnule Mazăre, nu mai da niciun link. Asta a fost. Asta da, și mă bucur în primul rând pentru soția mea care a fost lângă mine. Domnule Mazăre, ce vă doriți să faceți? Hai să plecăm în Madagascar? Domnul Mazăre, o să plecați în Madagascar să vă vedeți afacerile de acolo? Dacă vă mai merg afacerile? Dar e judiciu! E judiciu, l-ați acoperit, domnul Mazăre? Domnul Mazăre, e judiciu, l-ați acoperit? Nu am. Nu aveți. Este zero, nu? Dar afacerile, cum vă merg în Madagascar? O să mergeți înapoi acolo? Să vedeți dacă se poate câștiga bani din Madagascar? Deci zero, e judiciu, nu? Ce le transmiteți politicienilor care v-au adus aici? Că din cauza lor ați ajuns aici totuși, nu? Domnul Mazăre, ceva mesaj pentru politicieni? Extracțiile alea superbe la Constanța o să le mai faceți? Dă-napoi! Dă-napoi! Mai, gata! Îndreaptă volanul, că faceți accident. Așteptați un pic, că accidentul trebuie anunțat la poliție, dacă vrea. Domnul, a cui e motorul? Ați un pic, a cui e motorul? Să vorbiți cu cel care... MS. Nu merge nimic, gata. Ce le transmiteți politicienilor, domnul Mazăre? Nu s-a întâmplat nimic, roata e doar. Momentul lor. Roata doar. E momentul lor. Nu, uite aici, un pic, uite. Nu e nimic, gata. Mergi. Ce planuri aveți acum? Când plecați în Madagascar? Plecați în Madagascar, rămâneți în țară. Unde să lucrați? Nu vreți să vă angajez la mine ca să țipăm după politicieni, borfașii, excroci care ne-au furat banii? Nu vreți? Că am nevoie de un ajutor, domnul Mazăre, ca să strigăm borfașilor, dați banii înapoi, nu? Veniți, domnul Mazăre, cu mine ca să strigăm borfașilor, dați banii înapoi? Stați-l pe Mazăre, ieșind din închisoare. Da, mă, da, uite. L-ați urmărit pe Mazăre, doamna avocat, ieșind din închisoare. Să vedem, doamna avocat, dacă va da câteva... Declar. Dar cum de ați întors o decizie a judecătorilor? Cum de ați întors? Ca să nu calce legea, nu? Da. Dar o întrebare. Decizia tribunalului Ilfov, care a întors decizia judecătoriei, ați așteptat-o? Ați crezut că o să reușiți? Doamna avocată,
Asta este. Cum o cheamă? Cum n-o cheamă, dar e avocata lui Mazăre care a reușit să îl elibereze. Din Constanța. A venit tocmai din Constanța. Deci ați asistat la eliberarea unui alt borfaș. Ne ies borfașii, ne ies toți, cum să zic, celebritățile României. A ieșit încă o celebritate a României. După ce a fugit, justiția l-a ajutat să iasă, în loc să facă 9 ani, a făcut doar 5 ani. Asta e. Salut, oprește-mă și pe mine. Mult noroc și baftă la toată lumea. Sunt în toate procesele, în toate momentele importante, pentru că din cauza acestora noi suntem unde suntem. Ați auzit ce a spus? Că nu există prejudiciu, adică prejudiciu este zero. Asta e.